Felicitări. Bună, Antonia, ce faci? Da, hai să dăm un pic, să facem un pic de ordine ca să ne putem convine. Da, domnule, avem zi. În această seară a avut loc un tragic eveniment rutier, victime fiind un număr de 13, din care 3 sunt decedate la acest moment, aflându-se în microbuzul din spatele meu. Celelalte victime au fost preluate de către Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și Spitalul Județean Buzău, una fiind în stare foarte gravă, celelalte fiind stabilizate. S-au luat legătura cu centrul de comandă de la București, cu domnul ministru Raed Arafat, care ne-a acordat tot sprijinul. Suntem pregătiți inclusiv cu un elicopter pentru intervenție, dacă va fi nevoie, pentru a fi transportate victimele către un spital din București. S-au intervenit cu forțe ale Spitalului Județean de Urgență Buzău și Vrancea, fiind vorba de un număr destul de mare de victime. Până la această oră încă nu avem stabilite condițiile în care s-a produs acest accident. Poliția, după cum observa și noastră, face măsurătorile de rigoare și investigații necesare. S-a activat planul roșu? Da, planul roșu a fost activat de către ISU Buzău și totul decurge conform planului. La partea cealaltă. Bă, hai lângă mașină de jos. Răniți erau toți acolo, înțeleg că erau. Cu contuzii ușoare. Cine prins în mașină. Deci cei v-ați au plecat la spital. Dumneavoastră sunteți șoferul după tir? Nu, eu sunt un turist chiar aici. Și ați văzut cum s-a întâmplat? N-am apucat să mă duc. Am praf în sus. Și când ați venit aici, ce ați găsit? Ce să găsesc? Ce să vedeți și dumneavoastră? Au ieșit niște tineri din mașină, speriați, loviți la față. Am înțeles că era o echipă de handbal? Așa am înțeles și eu, nu i-am întrebat. Așa am înțeles, că erau după la... Sunt 3 morți. 3 decedați au anunțat... Cine credeți că a fost de vină? Cel cu microbuzul că nu și-a prins salvare, nu s-a asigurat când a staționat pentru repararea. Vrea să pună în spate lui. E chiar de la urmă. Revin tot în zonă. Așa se procedează. Dacă îmi dă aprobare, București o poliție. Cum după? N-am văzut niciun rănit, n-am văzut ce se vede acum, că suntem veniți. Toată banda, nu ține în trebuie departamentul.